Această zonă deasupra satului Budacu de jos, pe culmea care se desprinde din vârful Mocilor, cota 617 metri, să fie existat în Evul Mediu o fortificație. Poziția este strategică, este foarte bună. Din acest loc se poate urmări întreaga vale a Budacului, de la Călimani și până la culoarul Șieului. Nu putem spune nimic în acest moment, dar ce a fost interesant? Că v-a făcut părtași la această aventură în căutarea cetății legendare. Dacă între timp arheologii vor confirma ipoteza noastră, vă vom anunța. Deocamdată ne retragem către Bistrița, pe la Jelna, făcând în continuare, așa cum v-am obișnuit de atâta timp, o țâră de trekking, adică mergem pe jos. Este o după-amază de octombrie liniștită, numai bună pentru plimbare. Coborâm de pe platoul de deasupra satului Budacu de jos spre Valea Budacului și apoi ne vom îndrepta spre Jelna și vom ajunge la Bistrița. Dinspre platoul așa zisei cetăți coborâm spre Valea Budacului. Puteți admira și voi depresiunea întinsă a Budacului până departe spre Budacu de sus și munții Călimani. Perspective spre satul Budacu de jos. Iar pe terasa a patra a Budacului se află satul Buduș. Și mai departe satul Simionești. Satul Jelna. Satul Nou. Dumitrița. Ragla și Budacul de sus. Undeva departe s-a incendiat un ogor. Haideți să coborâm spre Budacul de jos și apoi să ne îndreptăm spre Jelna pentru a ajunge în burgul Bistriței. Ne apropiem tot mai mult de satul Budacul de jos. Drumul ni se așterne la picioare, o vom lua în stânga spre Jelna. Depresiunea Budacului. Ascultați și voi un cântec. Biserica gotică de la Budacu de jos. Privim spre platoul pe care bănuim că ar fi existat în Evul Mediu oarește construcții sau fortificații.
Dragi prieteni, am ajuns în drumul asfaltat care leagă satele Budacu de jos și Jelna. Mai privim încă o dată spre platoul de la capătul culmii care se desprinde din vârful Mocilor spre Budacu de jos, unde bănuim noi că ar exista urmele unei cetăți medievale. Jocurile toamnei prin Mălai. Platoul presupusei cetăți. Așadar, stimați prieteni, v-am luat astăzi în căutarea unei ipotetice cetăți undeva deasupra satului Budacul de jos. Am pornit de la Bistrița și am trecut dealul Jelnei spre Valea Budacului. Lapte de Monor, natural și hrănitor. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. Eckert Impex, mobilă pe gustul tuturor. Eckert Impex vă invită în următoarea perioadă să profitați de prețuri promoționale. Reduceri substanțiale la toate produsele și transport gratuit în județ. La Eckert Impex găsiți pe lângă multitudinea produselor de mobilier o atitudine uitată de alții, bunul simț. Cu răbdare, tact și profesionalism vă vom trata pe fiecare în parte pentru a pleca mulțumiți. Eckert Impex, zona Piaței Rușilor, spre fosta fabrică de bere, partea dreaptă, Hala Galbenă. Eckert Impex, acum un preț mult mai mic la toate produsele. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, furate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează, recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de evenimente. Casa Bistrițeană. La noi minutul prețios contează. Alege Prolematex Bistrița pentru eleganța și rezistența tâmplăriei din lemn masiv stratificat și PVC cu sticlă termopan. Dotări complete pentru producția de ferestre și uși din lemn. Prolematex, partener autorizat Teraplast pentru ferestre și uși PVC cu 5 camere, echipate cu cea mai performantă sticlă termoizolantă, Lowy cu argon. Prolematex, ultima noutate pe piața termopanelor, lemnul masiv și stratificat, capătă la Prolematex rezistența și rafinamentul impuse de clienții pretenți. Prolematex, o firmă pentru rezistență în timp. Bistrița, Calea Moldovei, 17C, lângă Cibela. Telefoane 2.